Bine ați venit! Acesta este primul video din cadrul unui lanț de prezentări a proiectării unui dulap. Cu ajutorul acestui program puteți proiecta ușor și rapid un dulap cu balamale, dulap cu uși glisante de tip greu și ușor, precum și diferite alte modele. Odată finalizat dulapul, programul ne indică o listă cu toate materialele prime de care avem nevoie în proiectarea acestuia. De asemenea, putem consulta instrucțiunile de construcție, să vedem costul final și, de asemenea, putem printa factura respectivă. Astăzi, de exemplu, vom construi un dulap cu balamale, cu uși cu balamale. Din tabloul de control, alegem din catalogul bucătărie și dulap, corpuri, ultima categorie și foniere. Dulap cu deschidere cu balamale. Selectăm. Iar în această fereastră avem posibilitatea să stabilim câteva detalii. Pentru început, alegem tipul cutiei, dacă va fi cutie-cutie, cu divizare sau cu o cutie. Momentan, lăsăm cutie-cutie. În continuare, delimităm toți parametrii pe care avem în josul paginii. Alegem pentru început grosimea melaminei. Putem alege grosimea melaminei ori din această rubrică și să activăm, să bifăm opțiunea dezactivarea autoinformației grosimii, fiind salvată această dimensiune, sau putem din fereastra administratorul parametrii să ne îndreptăm spre corpuri, spre opțiunea corpuri, iar în continuare să delimităm grosimea melaminei. Deci ori din panoul administrator măsurători, ori din cadrul acestei ferestre, activând apoi dezactivarea informației grosimii. O lăsăm acum momentan la 18 mm. În continuare, din cadrul cutiei, la opțiunea cutie, avem posibilitatea să reglăm canalul frezat. Scobitura este specificată aici. Dacă vom avea canal frezat și unde anume. De asemenea, această valoare se poate modifica tot din fereastra administrator parametri pe care am văzut-o adineaori. În cazul în care lucrați cu o altă valoare pentru canalul frezat. De asemenea, se poate stabili cum anume se construiește cutia dulapului, prin ce modalitate se unește partea laterală cu baza dulapului, laturile exterior, interior sau diagonal, în partea stângă sus, în partea stângă jos sau dreapta sus, dreapta jos. Puteți alege în funcție de modalitatea în care construiți. Următoarea opțiune se referă la uși. Aici avem posibilitatea să alegem modalitatea în care se vor amplasa ușile. Dacă se vor vedea părțile laterale sau dacă nu se vor vedea sau dacă se vor vedea pe jumătate. Eu acum las opțiunea activată ascunderea laturilor. De asemenea, putem delimita grosimea ușii, putem specifica ce grosime dorim să aibă, putem modifica această valoare care este acum scrisă sau putem modifica până și micșorarea lungimii și a înălțimii. În continuare, următoarea opțiune se referă la părțile laterale. Aici putem specifica dacă vom avea părți laterale în plus și, de asemenea, dacă dorim să se vadă sau nu. Eu acum voi alege opțiunea pe partea stângă, să apară partea laterală. Următoarea opțiune se referă la plintă. Aici specificăm la ce distanță se va amplasa plinta, ce valoare va avea, dacă va fi vizibilă sau nu. Ultima opțiune, ramă distanță din față, se referă la cornișă. Dăm valoarea care vrem să o aibă și în continuare bifăm vizibil, să se vadă.
Ultima opțiune se referă la umpluturi. Aici putem să stabilim în ce parte dorim să amplasăm umplutura și să scriem dimensiunea acesteia, în partea stângă sau dreaptă. Eu acum voi alege în partea dreaptă și voi da o dimensiune de 5 cm, în milimetri 50. Iar în josul acestei ferestre vom bifa opțiunea corespunzătoare, în partea dreaptă, apariție partea dreaptă. În partea de jos a acestei ferestre sunt afișate toate detaliile dulapului pe care îl vom construi. Putem delimita așadar, la extindere în sus, care se referă la cornișă, dimensiunea acesteia. Extindere în jos se referă la plintă, să zicem 10 cm. O înălțime maximă de 2700, în care este inclusă și cornișa și plinta, iar partea a doua la înălțime este înălțimea care nu include cornișa și plinta. Adâncimea, o lungime maximă de 3 metri și 20, împreună cu plinta și cu cornișa, numărul despărțiturilor 3 compartimente, iar în funcție de setările pe care tocmai le-am făcut, programul calculează automat lățimea fiecărui compartiment, 1044 mai exact, și de asemenea spațiul nefolosit, de 52. Următorul pas se referă la finisarea corpului. Aici programul a făcut deja despărțiturile în mod egal, compartimente care se află la aceeași dimensiune, iar apoi putem să intervenim pentru a le modifica dimensiunea, ori unul câte unul, ori mai multe compartimente simultan. Întotdeauna, dacă dorim să mărim un anumit compartiment, prima dată vom micșora un altul. De exemplu, selectăm acesta din mijloc, iar în rubrica lungimea despărțiturii vom da valoarea de 80. Informăm programul și vedem automat cum, în urma acestei micșorări produse, a fost completat dulapul de către program cu această umplutură, așa cum am stabilit la început, în fereastra de talii. Putem alege simultan două compartimente cu ajutorul butonului Shift și tot de la rubrica lungimea despărțiturii să dăm o altă dimensiune. Putem din nou mări un anumit compartiment și vedem automat cum umplutura a fost micșorată. În rubrica înălțimea despărțitură de sus, putem specifica la ce distanță vrem să amplasăm un raft fix. De exemplu, la distanța de un metru. Dacă dorim să aibă incluse și ușile, vom bifa opțiunea apariție ușă. În continuare, informăm programul de la al treilea buton și vedem amplasarea acestui raft fix. La fel, optăm prin aceeași modalitate, selectăm al doilea compartiment și din nou, în cadrul rubricii înălțimea despărțiturii de sus, delimităm din nou un metru și optăm pentru apariție ușă. Informăm programul și vedem în continuare rezultatul. În cazul în care există un perete coloană, de exemplu în spatele primului compartiment, putem selecta compartimentul în cauză, iar din rubrica adâncitura despărțirii putem specifica valoarea, de exemplu 40 de centimetri, 400 mm, automat fiind calculată și deplasarea
acestuia. Informăm programul de la butonul al treilea, precum am făcut adineori. Și acum, întorcând dulapul în 3D, vedem rezultatul care s-a format în urma acestei opțiuni. Deci asta este pentru în cazul în care dorim să formăm o adâncitură în așa fel încât să încapă dulapul conform peretelui coloană existent în acel spațiu. Următorul pas se referă la finisarea fațadei. Aici putem separa fiecare ușă individual sau mai multe simultan cu ajutorul butonului Shift. De la al doilea buton putem despărți în partea stângă și dreaptă ușile. În cazul în care dorim să unim două uși create anterior, le selectăm pe ambele cu ajutorul butonului Shift, iar de la penultimul buton se face ștergerea și unirea din nou a acestor două uși. Pentru crearea unui sertar, selectăm compartimentul în care dorim să amplasăm sertarul, iar de la al treilea buton delimităm numărul sertarelor, de exemplu 3, și înălțimea totală a acestora, ori înălțimea pentru fiecare. Putem de asemenea să creăm dimensiuni diferite pentru două uși. Putem alege una dintre cele două uși, iar din rubrica lungime să îi dăm o altă valoare. Informare în continuare și am văzut cum a fost modificată lungimea acestei uși. De asemenea, putem selecta ca ambele uși să se deschidă în aceeași direcție. Din rubrica deschizătură, alegem să se deschidă ambele în partea dreaptă. Vedem cum s-au modificat și mânerele. Au fost amplasate conform opțiunii făcute. Iar acum, din partea dreaptă, unde avem proiectul în 3D, cu dublu clic, putem opta pentru ascundere uși, OK, și pentru a vedea cum programul a adăugat automat un susținător pentru ușa care se deschide în aceeași direcție. Din nou dublu clic, dezactivăm ascundere uși și continuăm făcând, de exemplu, putem ascunde o parte sau putem pentru început putem adăuga un sertar. De exemplu, în cazul în care dorim să mai adăugăm un al patrulea sertar aici, putem selecta deasupra acestor sertare pe care deja le-am amplasat. De la al treilea buton delimităm numărul sertarelor pe care dorim să le amplasăm, să creăm un alt sertar și să dăm dimensiunea pentru fiecare, de exemplu, în cazul de față. Astfel s-a amplasat încă un sertar. În cazul în care dorim să avem un spațiu liber pentru amplasarea unui televizor, de exemplu, putem activa acest spațiu, iar de la al patrulea buton, opțiunea prezentare, ascundere, înfățișare. Cam acesta este dulapul pe care l-am construit până acum. Putem face multe modele diferite în funcție de preferințele fiecăruia, evident. Următorul pas ne îndreaptă spre finisarea conținutului, în care sunt vizibile, după cum observăm, balamalele amplasate corespunzător cu ajutorul unui sistem automat de care dispune programul. În funcție de înălțimea și grosimea ușii, calculează ce fel de balamale trebuie folosite și câte.
evitând astfel anumite greșeli care se pot produce în construcția dulapului. În partea dreaptă a acestei ferestre avem o rubrică de unde putem alege accesoriile pe care dorim să le amplasăm în interiorul dulapului. Putem începe amplasarea unui lift pentru șifonier. Îl amplasăm în primul compartiment. În continuare putem amplasa o bară pentru umerașe. Un raft pe care putem să-l delimităm a fi în centru de la al patrulea buton, automat fiind amplasat în centru acestui spațiu pe care l-am ales. De asemenea, putem opta pentru un raft care să fie la o altă dimensiune, de exemplu înălțime 50 și adâncime 50, adică cu cât va fi mai mică adâncimea din totalul compartimentului, și de regulă aceste rubrici din partea rubricile din partea dreaptă indică cu cât va fi mai mică lungimea, înălțimea, adâncimea din totalul compartimentului. De asemenea, putem alege înălțimea în funcție de înălțimea totală a dulapului sau dintr-un anumit punct din interiorul dulapului, activând sistem local. De exemplu, alegem un raft pe care dorim să-l amplasăm în acest compartiment. Activăm sistem local, iar din rubrica sus specificăm înălțimea, fiind calculată din interiorul acestui punct. Informăm și a fost amplasat. Dezactivăm comanda sistem local. De asemenea, putem amplasa mai multe rafturi. Selectăm opțiunea raft. Dăm numărul rafturilor, de exemplu 4, ne îndreptăm în compartimentul unde dorim să le amplasăm, fiind amplasate automat de către program în mod egal. În continuare putem face aplicarea acestui dulap în proiectul nostru, un click stânga. Putem de asemenea ascunde ușile din fereastra întrerupători sau ascuns total toate ușile și putem vedea construcția făcută. De exemplu, dacă vă aduceți aminte la amplasarea raftului căruia i-am schimbat adâncimea, se observă că acesta are o altă adâncime față de restul rafturilor și de asemenea o altă grosime. O altă modalitate de deschidere a ușilor este din tabloul de control, de la ultimul buton, unde putem deschide ușile treptat sau sertarele. În continuare, putem vedea analiza materialelor prime. Din cadrul mențiunii rapoarte, avem posibilitatea să vedem o listă, o analiză mai bine spus, a materialelor prime folosite în această construcție a dulapului. Observăm așadar descrierea elementelor, codurile, cantitatea, prețurile, unitățile de măsură, amănunte în ceea ce privește
Cântuirea. Putem vedea, după cum am spus anterior, cantitatea, unitățile de măsură, prețul, reducerea, TVA-ul și așa mai departe. Lista se poate de asemenea vizualiza aici în opțiunea analiză. Avem specificat modelul, tipul obiectului, descrierea acestuia, înălțimea, lungimea, cantitatea și unde anume s-a aplicat cantul, în partea de jos, în partea de sus, stânga sau dreapta. Lista aceasta se poate vedea automat și în fereastra CATIT, adică optimizarea debitării, care ne propune cea mai bună modalitate de debitare a colii. În rubrica denumire avem, apare depozitul, stocul, care include materialele prime folosite, pe care le-am văzut anterior. De asemenea, lungimea, adâncimea, toate dimensiunile, lungimea, codurile și așa mai departe. În partea a doua, părțile care sunt destinate debitării sunt toate elementele care trebuie tăiate, debitate. Programul cunoaște în funcție de culoarea aleasă din ce coală se va face procesul debitării, iar în rubrica rotire se observă dacă elementul se rotește sau nu. A treia comandă, parametrii debitării, ne dă posibilitatea să alegem modalitatea de debitare. De exemplu, a doua opțiune este pentru o optimizare a debitării eficiente, astfel încât să avem cât mai puține pierderi. A doua opțiune, în ceea ce privește circularul și marja, aici avem posibilitatea să alegem grosimea pânzei cu care se va debita coala. De la acest buton, optimizarea debitării, avem posibilitatea să vedem cum se va face cea mai eficientă debitare a colii, astfel încât să nu există pierderi. Cu ajutorul acestor săgeți, putem vizualiza paginile, bucățile, de fapt, care sunt destinate debitării. Ne întoarcem în 3D. Cu un click dreapta putem alege schimbare geometrie în cazul în care dorim să facem schimbări. Se deschide așadar ultima fereastră de unde am lucrat, adică finisarea conținutului. Dacă dorim să modificăm ceva anume, până la pasul finisarea fațadei, pașii finisarea corpului și detalii nu trebuie să se refacă. Dacă dorim să facem modificări în ceea ce privește finisarea corpului, de exemplu să modificăm o dimensiune a unui compartiment, pașii următori vor trebui refăcuți. Deci finisarea fațadei și finisarea conținutului vor trebui refăcuți. Să vedem dacă dorim, în cazul în care dorim, în cadrul finisării fațadei, să schimbăm o ușă. Aceasta, de exemplu, o putem delimita din cadrul rubricii tip ca fiind vitrină. Pentru această schimbare nu este nevoie să refacem pașii. De exemplu, ultimul pas nu este nevoie să-l refacem. Aplicăm și vedem schimbarea pe care tocmai am făcut-o. Vom vedea în continuare construirea unui dulap glisant. Selectarea se face tot din categoria bucătărie, dulap, corpuri și funiere,
Glisante, de tip greu sau ușor. În ceea ce privește dulapul glisant, modalitatea de construire este aceeași, diferă însă mecanismul. Așadar, putem alege din lista cu opțiuni comenzile dorite, precum a făcut în cazul dulapului cu balamale. În rubricile de mai jos, putem specifica dimensiunile, o lungime maximă, să zicem, de 3 metri, despărțituri 3 compartimente. Sunt din nou calculate automat dimensiunile fiecărui compartiment și spațiul nefolosit. Următorul pas ne conduce spre finisarea corpului. Aici avem posibilitatea să schimbăm dimensiunea compartimentului, dacă dorim. Iar în continuare, în finisarea fațadei, avem posibilitatea să despărțim ușile după cum dorim, după cum dorește fiecare. De exemplu, selectăm ușa din mijloc și facem o împărțire în 4. Putem alege de asemenea despărțitura în funcție de înălțimea pe care dorim să o aibă, de jos sau de sus. Selectăm ambele compartimente. De exemplu, în 3 părți. Iar în continuare putem selecta anumite uși, iar din rubrica înălțime să dăm o altă dimensiune. Informare în continuare. De asemenea, putem face o despărțitură pentru această ușă și cea de jos, pentru ușile din mijloc, în 2, formându-se 4 mai mici. 4 dreptunghiuri mai mici. De asemenea, putem ca aceste 4 dreptunghiuri de aici să le facem un design aparte. De exemplu, pe diagonală putem avea panou și pe cealaltă diagonală putem avea o vitrină. Sau putem această parte să o delimităm ca fiind oglindă. Următorul pas, finisarea conținutului. Din nou ne aflăm în fereastra unde avem posibilitate să adăugăm accesorii, diferite accesorii, la fel ca și pentru dulapul cu balamale. Putem începe prin a amplasa un raft fix. Putem activa sistem local pentru a delimita înălțimea exactă. Vedem că s-a amplasat la înălțimea dorită. Dezactivăm opțiunea sistem local. Alegem mai întâi o umplutură. Cu un click stânga în compartimentul unde dorim să amplasăm sertarul, vedem că această umplutură are înălțimea corespunzătoare. Amplasăm și în partea dreaptă aceeași umplutură, iar în continuare alegem dulapul cu sertare cu fronturi incluse. Delimităm numărul sertarelor, de exemplu 5. Și amplasăm cu un click stânga sertarul. În cazul în care nu dorim să adăugăm umplutura, putem alege un sertar pe care îl amplasăm oriunde în compartiment. De exemplu, este vorba despre sertarul cu fronturi exterioare. Dar atunci va trebui să specificăm înălțimea acestuia. De exemplu, de 80-100 mm și o adâncime de 50.
Cu un clic stânga într-un alt compartiment se face amplasarea acestui sertar care nu dispune de umpluturi. Putem aplica și acest dulap cu uși glisante să vedem în proiectul nostru. La fel, putem activa din fereastra întrerupători ascunderea ușilor totală pentru a vedea interiorul dulapului sau putem din tabloul de control, fiind activat ultimul buton de recunoaștere, putem activa ultimul buton din tabloul de control care ne dă posibilitatea să deschidem treptat ușile. La orice fel de dulapuri, ori de bucătărie, ori de dormitor, putem deschide ușile și putem vizualiza interiorul, după cum știți. Și în acest caz se poate face analiza materialelor prime, optimizarea debitării catit, se poate schimba culoarea, se poate crea un joc de culori chiar. Așadar, după cum am spus adineori, se poate schimba culoarea dulapului din fereastra materiale. Lista continuă până jos cu diferite culori. Revenim din nou. Din tabloul de control vom alege din catalogul bucătărie dulap, corpuri înalte, cuptoare cu microunde. Selectăm, îl amplasăm, iar prin aceeași modalitate, cu ajutorul CUPS, putem modifica dimensiunea acestuia sau chiar modelul. Clic dreapta, schimbare geometrie. Ne aflăm în finisarea conținutului. Ne îndreptăm spre finisarea fațadei, astfel încât să modificăm fațada acestui corp. Selectăm cele trei compartimente, le ștergem. Și începem crearea unui model. Accesând primul buton, putem da înălțimea ușii, de exemplu de 550 pentru ușa de jos. În continuare, pentru partea de sus, putem specifica o înălțime de 200. Iar pentru partea de sus în continuare, o înălțime de 660, adică în milimetri 600. Putem opta pentru această parte să fie ascunsă, activând butonul al patrulea. Putem continua în partea de sus să amplasăm un cuptor din cadrul rubricii tip, căutăm un cuptor care se încadrează dimensiunilor de 60. În partea de sus, de asemenea, putem opta pentru două uși care să se deschidă în stânga și în dreapta, vertical, iar în partea de jos putem opta pentru o ușă glisantă. Astfel am creat un model care nu se află în catalogul programului, un model unic și la fel puteți și dumneavoastră să creați multe modele conform preferințelor fiecărui client. Aplicăm așadar acest model și vedem noua înfățișare.
De asemenea, putem face aceleași modificări și pentru un corp inferior. Din fereastra tabloul de control, putem alege corpuri inferioare, din corpuri construcție specială, selectăm, amplasăm în proiect, iar prin aceeași modalitate, clic dreapta, schimbare geometrie, putem interveni în finisarea fațadei. Așadar, putem adăuga sertare. Începem prin a amplasa unul câte unul sertarele. Un sertar de 300 pentru fiecare. În partea de sus, în locul rămas liber, încă un sertar de 200. Iar în ultima parte rămasă liberă, încă un sertar la 220. Și astfel am creat un corp nou. Aplicăm și îl vedem în 3D în proiect. Putem așadar, cu ajutorul acestui program Cubes, ușor și rapid, putem crea diferite modele care nu se află în catalogul programului. Mulțumim pentru atenție, suntem la dispoziția dumneavoastră pentru detalii suplimentare.